Alo? Alo, da, cine e? Bună dimineața, inspector Bucălaie Ovidiu, sunt de la Serviciu Arme, de la Poliția Capitalei. Domnul Radu Ștefan? Da. Domnul Radu, vă sun în legătură cu incidentul acela din 2018, când a fost spart în geam. O amintit? A, da. Ați mai luat legătura cu persoana aceea care vă spune? Da, domnule, nici acum, nici mașina, n-am reparat mașina nici acum. Am urmele pe mașină. I-am pus geam atât, dar e împușcăturile alea pe mașină. Sunt împușcăturile alea pe mașină. Ați formulat vreo plângere? Păi da, cum să nu, am formulat la secția 12. Le-a pozat mașina tot. În acea zi l-a și găsit pe băiatul ăla. Dar să vă spun o treabă, am înțeles că omul ar lucra până în poliție, ar fi polițist. Da, v-a fost spart geamul cu o armă Airsoft, care nu este pusă autorizării. Da. De la secția 12, de acolo unde ați făcut plângere, v-a mai contactat cineva? Nu, absolut nimeni. Am făcut plângere, că vă dați seama, mi-a spart geamul la mașină, mi-a stricat tabla unde a tras acolo și îmi doream la să-mi repare mașina, măcar. Dar după aia, când am înțeles că băiatul ăla fi polițist, mi-am dat seama, bă, mă lupt degeaba cu ăsta. Acum e o surpriză că mă duneau dumneavoastră. O surpriză în sensul bun. Domnul Radu, puteți să luați legătura cu polițistii de la secție de acolo, unde ați făcut plângerea. Da. Să vedeți ce s-a întâmplat. Da. Și o să mai revin cu un telefon. Mai acum, altă dată. Ok. O zi bună vă doresc. La revedere. Numai bine, sănătate.